Cârțu. Bună seara. Începusem emisiunea pe subiectul Neil Lennon la Rapid și asta și în contextul în care Craiova l-a adus pe Costel Gâlcă, CFR-ul l-a aduce din nou pe Dan Petrescu, mai e Haralambos cu Pintilii la FCSB, campioni, mai e Gică la Farul. Acolo e Becalambos, nu e Haralambos. Asta spuneți dumneavoastră, eu nu mă permit, da? Deci antrenor bun, asta e ideea, asta e ideea, da, la campionat. Da, da. Și ne așteaptă mai puternic. Da, ne așteaptă un următor sezon care ar trebui să fie foarte interesant din perspectiva asta a antrenorilor, nu credeți? Cred că da, da. Și așteptăm să vedem o îmbunătățire a fotbalului, zic eu, pentru că sunt și au și CV-uri bune și sunt și cu orgoliu unii așa să câștigi. Da. Pe care i-ați enumărat, toată lumea vrea să fie pe locul întâi, să ia campionatul. Și de aici, sigur, vă cer așa, care să ne țină cu... să ne creeze spectacol și să trăim meciurile respective. Cum vi se pare implantul acesta irlandez-o-scoțian, să zicem, al Rapidului? Ați fost și dumneavoastră pe la Rapid, adevărat, cu destul de mult timp în urmă. Vi se pare o lovitură de imagine? Vi se pare o chestiune care poate aduce plus valoare campionatului? Nu știu, Rapidul e ceva special acolo și nu știu. Cred că mai mult antrenorii care nici nu știu să dea puțin și pe stilul ăsta boem care e la Rapid. Nu știu. Chiar nu stau lucrurile, dar eu le văd din afară și se vede că au avut și stat și un antrenor foarte bun, un antrenor cu principii, mă refer la Bergodi. Și uite că până la urmă tot nu s-a reușit, deși erau chiar favoriți așa când s-a terminat. Deci vă că era pe locul 2 când s-a terminat sezonul regulat, da. Da, nu înțeleg nimic din tot ce s-a întâmplat cu play-off-ul ăsta. Dar ți-am spus, acolo zic eu, nu știu dacă și anturajul, e stilul ăsta boem al Rapidului, că Rapidul e ceva nedefinit așa. E greu să faci pronosticuri. Da, dar nu, e greu să-i dai o definiție Rapidului. Da, cu lăsul de bine, da. Okay? Ei au adus un antrenor tocmai cu scopul ca el să-i vindece de spiritul boem, să-i schimbe el pe ei. Să vedem dacă reușește. O are și publicul și nu știu dacă pe public poate să influențeze el cu da. Cel puțin jumate din ei sau din fan, din galerie, din toți erau de nu. Adică să aibă carisma lui Klopp. Să aibă carisma lui Klopp și să îi câștige. Îți spun, pe jumate acolo sunt pe eu știu, ideea că să fi fost și mutic. Precis, o să vedeți. Da, pe de altă parte, dacă vin rezultatele, domnul Cârțu, ei câștigi și pe suport. Gândiți-vă că rezultate au fost și pe timpul lui Bergodi și va. Din păcate vă auzim așa cu niște întreruperi ciudate și vă mai pierdem din mesaj. Eu sunt afară, că și special la mine, sunt afară ca să... Da, haideți să încercăm totuși să ne înțelegem. Nu, se aude, da? Da, da. Eu am avut antrenor și înainte, foarte mult, și cu principii Bergodi, dar tot într-o situație din asta era pus așa la companie Șumi. Și așa o să se întâmple și acum, o să vedeți. Da. Dacă toți suntem la alte echipe decât Craiova, v-aș mai întreba și despre Dinamo. Credeți că poate rata rămânerea în Superliga? Păi, eu știu, sunt aproape de ceea ce... între acționari și m-aș bucura pentru el să nu dea banii de gen.
un mesaj și am spus că sunteți atât de aproape, l-am felicitat și astăzi sunteți atât de aproape. Comiteți din nou, pentru că... Iertați-mă, dar nu s-a auzit cu ei ați dat mesajul. La un acționar de la Dinamo. Aha. Niculescu, și, probabil. Nu. Și asta v-a spus, că ar fi i-am zis că să nu ar fi păcat pentru banii lui, dar sunt foarte aproape de aș îndeplini obiectivul ăsta, dacă ăsta e un obiectiv pentru Dinamo de a scapa de la retrogradare. Dar au ajuns aceia și bine, mulți au dat pierdut, știți foarte bine, foarte multe meciuri în ultimele, dar la un moment dat chinul nu știi cum e, un meci, două, pe urmă, o dai și în nu știi care e procentul dintre ghinion și naivitate, să nu-i... Au trecut pe lângă munte, nu trebuiau să fie în situația asta, la câte meciuri au avut în mână. Dar, că... Având în vedere, la un moment dat, cum stătea situația, încă e bine că a ajuns Dinamo la baraj. Aia da, data, v-am zis, asta principal și principal din cauza lor, pentru că și la Cluj, nu mai mi-aduc aminte câte au pierdut pe prostel din ăsta. Domnul Cârțu, spuneți-mi de dragostea dumneavoastră de Craiova, credeți că... De Universitatea, da. Este un loc 3 care, pe care s-a terminat, pe n-are niciun fel de valoare dacă nu joacă în cupe europene. Avem un adversar pe care trebuie neapărat să-l depășim. Credeți că e un duel inegal? Credeți că e favorită Craiova? Nu zic asta. Este poate inegal prin fapt. Dar asta este o șansă mare pe care o avem și trebuie să o exploatăm. Jucăm acasă la noi cu o echipă care are... Și trebuie să... Obligatoriu trebuie să câștigăm dreptul ăsta de a juca în... Am văzut că domnul Rotaru a făcut calculele, e mai cu cifrele domnul Rotaru, a văzut media de puncte obținută de Costel Gâlcă până acum și că cu această medie de puncte în sezonul viitor Craiova poate să câștige titlul. Vă faceți speranțe că anul viitor poate fi anul Craiovei? Media de... Stați că iar nu vă auzim. Alo. Da, auziți acum? Da. Deci media de puncte, într-adevăr, e bună. Când ai o medie peste două puncte și ceva, e normal să te gândești pentru campionat. Dar să nu uităm că media asta care, de puncte care a făcut-o, locul putea să fie mai bună dacă nu pierdeam partida cu Clujul. Și acum aveam locul aproape neasigurat. În sfârșit, e pe locul 3, trebuie obligatoriu să batem și să câștigăm de cupă europeană. Spuneți-mi două vorbe despre... Atunci se salvează într-un fel sezonul ăsta, deși multe nereușite, unele ale lui Petev, mă gândesc acea semifinală pe care n-aveam voie să o pierdem și să fi jucat noi pe România. Universitatea Craiova a propus un jucător interesant în finalul de campionat pe Bană. Spuneți-mi două vorbe despre el, dacă vă place, dacă... Și e într-un progres. Pentru că eu l-am văzut de multe ori. Când eram președinte, mă uitam, mă duceam la foarte multe meciuri ale... Pentru că acolo era în niște exprimări fluctuante. În orice caz, așa când la partida aia cu FCSB-ul, am fost și eu surprins de progresul lui. Este mai vânos. Pune și forță pe el, iar în momentul în care, exact ce spun, mă repet, să pună și forță mai multă, de foarte mare calitate. A intrat cu mult curaj, îmi place de el. Gândiți-vă că a jucat 3 partide la partida cu așa pe intrare, cu goluri foarte, a fost foarte aproape de a le marca. Mai a avut iară intrare bine și la
Barul, acum iar. Culmea este că, eu știu, echipa a fost revigorată așa în experiența unui junior, unui copil. Și asta e un lucru excelent pentru ceea ce înseamnă viitor. Pentru noi, pentru el. Mă bucur. Și mare, are calitate. S-a născut discuția, domnul Cârțu, la un moment dat, la o altă emisiune, se vorbea, mă rog, Andrei Vochin considera că trebuia debutat mai devreme, Mihai Rotaru consideră că a fost debutat la momentul oportun. Cum vedeți dumneavoastră lucrurile? Păi putea să fie și mai devreme debutat, dar asta înseamnă, eu știu, ca antrenorii găsești niște antrenori care să aibă curaj și care să le placă să, să promoveze jucători tineri, să aibă încredere în ei. Bine, că au fost atâtea momente în care echipa a avut un avantaj și atunci pot să mai intru și eu, eu știu, pe perioada asta, să mai avea un jucător pe care eu odată l-am văzut în finala asta de anul trecut a au câștigat paii noștri, e vorba de Barbu, cu un fizic bun pentru atacant primare destul de mult și care, zic eu, trebuie forțat, dacă se forțea cu el mai mult și cu mai mult încredere, multă asta trebuie la copii de tipul ăsta. Cred că s-ar mai fi numărat încă unul așa prin Universitatea. Domnul Cârțu, la CFR l-ați avut jucător pe Roberto De Zerbi. Înțeleg că mai țineți legătura cu el, tocmai a plecat de la Brighton. Mai țineți mai legătura cu el? Prin mesaj așa, l-am mai felicitat, n-am vorbit nimic. El m-a invitat de multe ori și că dacă mă duc în Italia, când ajung în zona lui pe acolo, pe la Brescia, să-l caut sau chestia. Dar nu prea m-am dus. Dar așa, v-am spus, niște discuții neapărat așa cu el. Vă așteptați atunci să ajungă atât de sus? Acum cred că există interes pentru el chiar mai sus de Brighton. Uite, pentru că este adeptul unui fotbal interesant și dacă la o echipă cum e Brighton, ați văzut câte riscuri în momentul în care dezvoltă jocul de la portar, pe mine chiar m-a mirat pentru că nu sunt niște jucători să spunem clară, și a dorit el să-i aducă la echipă. I-a găsit acolo și am văzut ce este și un tip din ăsta care jucătorii tineri, pentru că am văzut că sunt foarte mulți jucători tineri care au intrat în echipă. Și cred că dacă nu ar fi fost accidentări, pentru că lipsa lui Mitoma din echipă, eu știu, când au fost la jocuri, nu știu, a fost o perioadă când a lipsit foarte mult un jucător foarte important pentru el, cred că ar fi avut o poziție mult mai bună, chiar din nou să fie în cupe europene, cum a fost anul trecut. Unde l-ați vedea la următoarea echipă? Așa zvonuri există și de pentru Bayern și pentru Barça? Nu știu ce să spun. Sigur, ar fi frumos să fie Barça. Pentru că chiar e o echipă sau un club pe stilul lui și cum gândește el ofensiv. Deci s-ar potrivi mai mult acolo. Da, și eu zic. Pentru că totuși la Bayern ești mai riguros, mai, nu știu. Acolo e un club mare, dar ți-am spus, parcă l-aș vedea mai bine pe Barça. E mai aproape, e și el, sufletul lui latin, pentru că e un copil foarte, un suflet mare așa și, am spus, latin de tipul nostru. Aveam discuții foarte multe cu el așa în ceea ce privește. Ei au avut o recenere pentru că erau influențați de Mandorlini cu declarațiile lui, dar nu a apucat să am venit în primele săptămâni, am jucat numai duminică-miercuri și n-aveam nicio posibilitate așa să mă
De când am început cu antrenamentele, aveai mister, dar tu faci toate antrenamentele noastre din Italia. Și am zis, păi fac pentru că mea e toate numai cu cărți de la Coverțianu și din fotbalul italian și de acolo mă inspir. Și atunci am făcut o legătură foarte aproape. Stoiam așa la mese, ce vrea să joace, cum să joace, pentru că din punctul meu de vedere eu l-aș fi iertat pentru faptul că era foarte fragil, se rupea foarte repede. Și nu l-am avut tot timpul la meci. Uh-huh. Am avut ghinion din putut. Și aș, îi spuneam chiar, bă, nu trebuie să tragi foarte mult la antrenament, că eu știu ce pot, dar nu voia. Tot trăgea tare. Da, eu trebuie să fiu în, să mă simt eu puternic ăla și numai așa să lucre. Super băiat, să știți, și ca fotbalist, orice antrenor își dorește un jucător în echipă ca el, în lot să-l ai. Nu m-ați lămurit, domnul Cârțu, dacă sperați la titlul la anul cu Universitatea? Sper, să vedem. Eu sper să, eu știu, Costel să facă niște... Că el, zic eu că meciurile ăștia care l-a văzut și-a tras așa niște concluzii. V-a spus, chiar partida aia e pierdută. Partida cu CFR, eu chiar am nu, da, și pot să spun că am suferit pentru să nu fie pierdută, pentru că aveam altă posibilitate de a câștiga locul 2. Și atunci mă gândesc că el a tras niște concluzii. Dar vă place ce ați văzut până acum la Gâlcă? Au fost meciuri buni, dar meciuri și meciuri, pentru că, eu știu, nu mi-a plăcut să spunem 70 de minute din partida cu Faro. Mi-a plăcut celelalte 25. Nu mi-a plăcut prima repriză, acum când am jucat cu Sefi, dar mi-a plăcut foarte mult repriza a doua. Deci este o chestie în care, zic eu, fluctuația asta el trebuie să o elimine. Trebuie să-și găsească niște jucători din asta de constanță, de continuitate în ceea ce... Și care să, ce văd la el este că parcă suntem mai siguri în ceea ce înseamnă primirea adversarului, mai plecând de la ideea asta cu organizare mai bună din faza defensivă, pe urmă, eu știu, să construim echipă. Asta lipsește la Craiova de ani de zile, continuitatea și consecvența în niște rezultate. Urmă, când dăm de echipe meciuri importante, ce dăm, asta înseamnă că sunt niște jucători acolo care ar trebui să nu mai facă parte din echipa, să se încerce altcumva. El știe mai bine, trebuie să gândească lucruri. Domnul Cârțu, mulțumesc mult pentru dialog, bine, și să ne auzim cu bine. La revedere! Numai bine! După publicitate.